Am revenit, suntem în direct. Conferențiar universitar Silviu Gurlui de la Facultatea de Fizică este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara, domnule profesor, și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara! Începem dialogul din această seară cu un subiect foarte important pentru Ieșeni, și anume calitatea aerului din municipiul Iași. Care sunt noutățile? Ce ultime date aveți? Aș putea spune că sunt importante nu numai pentru Iași, ci pentru întreaga țară, de altfel. Bineînțeles. Și datele legate de calitatea aerului sunt atât de mult, să spunem, prezentate și atent monitorizate de comunitatea internațională. Pentru că această calitate a aerului e importantă, în primul rând, pentru sănătate și, de asemenea, influențează multe alte mecanisme, fenomene meteorologice și, se știe, pe termen lung, clima are o serie de schimbări pe care le observăm cumva în timp. Să revenim la Iași. Aș putea spune că acest an, în primul rând, să facă o precizare. Tot ce vă voi spune în această emisiune se va referi la perioada 1 ianuarie până astăzi. Și voi face o comparație cu ce a fost anul trecut și cu ce a fost în 2019, deci pentru acest interval de timp. În primul rând, să spunem, pentru acest an, datele sunt foarte bune, aș putea spune eu. Comparativ cu anul 2020, este doar o ușoară creștere a concentrației particulelor de PM10, așa numit de 4%. În schimb, este o scădere, aș putea spune, ceva mai substanțială privind oxizii de azot, de aproximativ 10%, 80%. Spun asta pentru că, sigur, depinde unde au fost făcute măsurătorile și mai mulți parametri. Deci, o îmbunătățire. Iar parametrii legați de aceste particule mici, particule cu dimensiuni mai mici de 10 micrometri, să spunem, sau concentrația lor și alte caracteristici, sunt încurajatoare datele. Deci sunt normale, să spunem așa. E un aer curat, deocamdată. Spuneți că e o scădere accentuată a oxizilor de azot. Ce sunt acești oxizi, domnule profesor, ca să înțelegem cu toții? Vreau să precizez că datele la care eu mă refer aici sunt date colectate de pe site-ul Agenției de Protecție a Mediului și în special la acele, să spunem, stații de monitorizare cunoscute în Iași. Nu sunt foarte multe. Câte sunt ele, cu astea, să spunem, de aici extragem niște concluzii, să spunem. Sunt multe de spus, dar am să spunem sursa de la care eu am făcut și fac referire. Acești compuși, acești oxizi de azot sunt extrem de importanti pentru că sunt toxici pentru noi, provin în special din arderi, din, să spunem, din traficul, din combustibil, deci de la mașini, da? Din combustia mașinilor în special și în special din arderi. Și iată că este o scădere, am spus, undeva la vreo 8% față de anul 2020. Nu este foarte mare, dar este un lucru foarte bun. Dacă e să facem referire, domnule profesor, la întreaga perioadă de pandemie, au fost perioade când am putut respira mult mai bine noi ieșenii, că la Ieșeni fac referire, și aici mă refer la perioada stării de alertă atunci, dacă vă amintiți. A scăzut foarte mult poluarea din Iași? Era mult mai scăzută? Da. Față de anii anterior s-au simțit aceste restricții, categoric. Le-am simțit cu noi. S-a simțit, practic, un aer mai curat, nu numai prin intermediul echipamentelor care au monitorizat astfel de parametri, dar noi cu toții am simțit un aer mai curat. Și iată, atât anul acesta, cât și anul trecut, pentru că sunt oarecum comparabil legat de calitatea aerului, mă scuzați, aceasta, deci calitatea a fost îmbunătățită destul de mult pentru această perioadă, cât spuneam eu, comparativ anul acesta față de anul 2019 și relativ la fel stau lucrurile de la anul 2020 la 2019, este o îmbunătățire undeva la vreo 20% privind calitatea aerului și a particulelor de PM10. Deci s-a redus cu 20%. Iar în toată această perioadă. Am înțeles. Iar în continuare... Deci e o perioadă care este critică și legată foarte mult și de aceste
mă rog, de pandemie, de acțiunile care au fost. Restricții, clar, de restricții. Da. În continuare, rămâne sau nu rămâne Iașul unul dintre cele mai poluate orașe din România? Cum spuneam, această perioadă este o perioadă bună. A fost și anul trecut și de regulă în acest interval de timp unde vegetația este o explozie a vegetației și condițiile meteorologice au fost bune și probabil și o serie de măsuri luate de autorități. Toate acestea și cât am mai strigat și eu și sigur eu sper și societatea că lucrurile civilă, astea așa? S-au văzut și societatea evident. Deocamdată stăm bine. Mă aștept, din păcate, spre odată cu creșterea temperaturii și intensificării anumitor surse care sunt cunoscute că poluează în Iași, în interior, dar și la marginea Iașului, să crească acești indicatori de poluare. Eu am să-i monitorizez cu mijloacele mele și eu am să vă comunic și am să spun ceea ce trebuie spus pentru cu... a ajunge în niște parametri normali. Aș vrea să mai spun câte ceva, pentru că este foarte important, chiar dacă privim precipitațiile, e foarte important. Această perioadă, deci de la 1 ianuarie până astăzi, temperatura medie, vorbesc temperatura medie orară, zi și noapte, pentru acest interval de timp, pentru anul acesta a fost foarte mic, a fost cu 2 grade mai mică decât anul trecut și în 2019. Acesta e un lucru extrem de important. Și anume a fost 6,7 grade media. Anul trecut a fost 8,7. Deci este un an de departe mai răcoros. Asta este un parametru. Și apoi, atât cât au fost ele, precipitațiile au crescut anul acesta, în acest interval de timp, cu aproximativ 50% față de anul 2020. Deci sunt condiții cumva foarte bune pentru a avea un aer mai curat, asta s-a văzut și se vede lucrul acesta și vegetația este foarte, foarte vioaie, să spunem așa. Se vede foarte bine acest lucru, fie în oraș, fie în zonele în vecinătate și prin toată Moldova, bine am fost eu, e un peisaj extraordinar de frumos. Mai rar am văzut așa ceva, adică în ani de mulți n-am mai văzut atât de un verde crud și o explozie de vegetație cum este anul acesta. Revenind la poluare, domnule profesor, de fiecare dată v-am întrebat cum ne protejăm de poluare. Ne reamintim că o perioadă îndelungată am purtat măștile de protecție în spații deschise, iar asta ne-a protejat și de poluare. Așa este, am anunțat când a fost necesar, pentru că au fost perioade foarte grele, când poluarea în Iași era foarte, foarte ridicată și presa, prin dumneavoastră, s-a preluat acest mesaj și oamenii au fost informați și am spus și atunci și o spun și acum, atunci când sunt vârfuri de poluare, ne protejăm în felul acesta. Fie purtăm mască de calitate, măcar această mască medicală cunoscută și răscunoscută în această perioadă de pandemie sau de calitate mai bună și acolo unde nu sunt curenți de aer sau în zonele cele mai joase ale Iașului, ne așteptăm acolo să fie poluare mai mare. Sigur, aceste evenimente vor fi ele anunțate, dar atunci când este poluare, e bine să ne protejăm, rămânem în casă și dacă este posibil folosim filtre de particule mici, particule PM2,5 în special, dotate cu tot ce e necesar pentru a avea măcar în casă un climat cât de cât agreabil pentru a fi în sănătate, în siguranță. Și copiii mai ales trebuie protejați și cei mai în vârstă. Domnule profesor, în altă ordine de idee a fost făcut public un top al poluării Eurostat, topul țărilor cu poluare urbană. Care sunt concluziile? Acest top pentru mine nu este surprinzător. Nu este o noutate. Nu este o noutate. Să spunem în linii mari, acest top include țările care au o poluare mai mare privind particulele PM2,5 în aglomerările urbane importante. Acum aici sunt multe de spus, dar să spunem acest lucru că noi suntem în acest top, din păcate top 3, suntem pe locul 3 după Bulgaria și Polonia. Eu sunt de acord cu acest top, măcar din punct de vedere calitativ, pentru că lucrurile undeva pe acolo sunt. Dar este foarte mult de spus, pentru că analizele efectuate sau monitorizările nu sunt suficient de bine făcute, respectiv clasa de poluanți monitorizați nu este suficientă și măcar dacă vorbim de așa numitele particule PM2,5, să spunem că sunt particule mai mici de 2,5 micrometri, sunt cele mai importante de altfel pentru sănătatea noastră, pentru că ne îmbolnăvim mult mai mult dacă inhalăm aceste particule.
particule, adică dacă sunt prezente în atmosferă, este important de unde provin aceste particule, că sunt din arder, că sunt din praful mineral, deci de pe stradă, lucruri sunt total diferite. Ori, noi deocamdată le măsurăm la tot, la un tot, adică măsurăm numărul de particule, să spunem 10 particule. Nu e același lucru dacă am un număr egal de particule de un soi sau altul, ci este foarte important dacă sunt din arder, pentru că acestea sunt mai nocive. Ori lucrurile sunt discutabile. Așadar, lasă loc de discuții, de interpretări acest top. Nu, din perspectiva unui specialist. Așa, da? Este. Sunt de acord cu acesta, măcar din punct de vedere calitativ, pentru că astfel de măsurători sunt efectuate, mă rog, similare sunt și în alte țări. De departe, trebuie îmbunătățit acest sistem de monitorizare și de înțelegere a ceea ce măsură acolo, atât aici cât și în alte părți din lume, lucrurile stau similar. Și dacă se vor îmbunătăți aceste investigații tehnici, pentru a avea o acoperire mult mai mare în timp real, pentru a avea o altă, o abordare, mă rog, mult mai credibilă, atunci, siguranță, aceste clasamente vor fi cu atât mai riguroase. Mai credibile, e clar, mai riguroase. Da. În altă ordine de idei, România este codașă în Europa la reciclare, la capitolul reciclări. Lasă loc de discuții sau nu prea acest top, domnule profesor? Băi, toate se leagă până la urmă. Da. Partea aceasta de reciclare, partea de poluarea aerului, partea de poluarea solului, toate sunt legate. Legate între ele, așa. Este clar. Din păcate, da, suntem, eu nu știu cât de important este unde suntem în acest top. E clar că suntem pe o etapă foarte joasă sau, dar cred că este chiar mai puțin important. Mai important este când ieși în afara orașului sau când ieși pe albia unui râu, când stai într-o zonă verde, să spunem, așa numită zonă verde, vedem foarte multe, foarte multe deșeuri, foarte multe peturi. De toate sunt munți de astfel. Uneori, nu cred că trebuie. Deci, cred că nu e foarte mult de spus, se vede lucrul acesta. Le și postați pe contul dumneavoastră de Facebook, vedem nu acolo ce vedeți. Lucrurile astea sunt cunoscute. Nu există, să spunem, trebuie o legislație cu totul îmbunătățită pentru a favoriza, pentru a educa lumea să returneze astfel de materiale. Aceste materiale să fie triate, să fie reciclate, să fie refolosite și o parte din materiale care sunt acum pe piață să dispară total, pentru că vor produce mai mari costuri și mai mari daune pentru populație decât pentru reciclarea lor în mod repetat. Deci lucrurile trebuie văzute pe termen lung. Și o educație pentru populație, deci, dar și un mecanism de a stimula oamenii de a duce petul acolo într-un loc unde știe că măcar pentru acel pet primește un cent sau, eu știu, o sumă de bani sau un bonus. Și atunci este o stimulare. E clar că la capitolul educație nu stăm. Avem foarte multe de lucrat. Foarte multe de lucrat. E mult de investit și aici, de asemenea, trebuie foarte multă cercetare. O spun încă o dată. Trebuie foarte multă cercetare, pentru că, sigur, poate lucrurile sunt atât de simple, ai astfel de deșeuri și le duci într-un punct foarte bine, este o organizare, dar mai departe trebuie să știi ce vei recicla, cum vei recicla ca să nu poluezi mediul, cât vei recicla ca să ai un consum și o optimizare de energie și, până la urmă, dacă sunt utile, deci trebuie un compromis în a le folosi și care sunt aceste materiale. E foarte mult de spus, pentru că toate acestea se regăsesc mai departe și în calitatea aerului. Și pentru că nu reciclăm suficient, nu reciclăm corespunzător, țara noastră plătește penalități. Cum vedeți acest lucru? Îmi spuneați înainte să intrăm în jurnal că totuși e un lucru bun că plătește penalități, pentru că astfel ne usură și pe noi la buzunare. E cineva care ne mai trage de mânecă. Da, e cineva care... Cu toții, sau, mă rog, am văzut în vest cum se protejează mediul, am văzut care este grija față de mediul înconjurător, care este legislația și cât de mult suntem penalizați, fiecare dintre noi, dacă încălcăm legea, dacă aruncăm o bucată de hârtie undeva sau nu mai spun orice altceva. Deci sunt costuri foarte, foarte mari, amenzi foarte, foarte mari. Oamenii știu, sunt și forțați, sunt educați, e un sistem întreg care funcționează. Ori noi facem parte din Uniunea Europeană și atunci trebuie să ne aliniem unor standarde de viață și de calitate. Este un lucru formidabil că cineva ne mai trage de mânecă să facem niște lucruri corecte.
Amintim și de deșeurile venite din alte țări, nu avem cum să nu amintim de acest aspect. Din țări precum Germania, dacă ar fi să ne amintim de deșeurile venite din Germania în portul din Constanța, cum ați privit această situație? Pentru că aceste deșeuri sunt atât de atent privite în vest, în sensul că colectarea lor, depozitarea lor și reciclarea sunt etape esențiale, e clar, ce necesită costuri foarte, foarte mari. Și lumea este atentă cu astfel de cu toate aceste etape. Ori, sigur, dacă găsesc o portiță, din păcate au găsit-o la noi, probabil și prin alte părți, mai mult sau mai puțin, atunci scapă de astfel de deșeuri, costurile sunt mai mici, e clar că este un business foarte, foarte mare și atunci ne inundă pe noi cu astfel de deșeuri care pot fi foarte toxice sau altele chiar foarte, foarte toxice. Noi încercăm probabil să le reciclăm într-un fel sau alte ori, am impresia că le-am și văzut în vari reportaje dispersate pe câmpuri sau îngropate cumva timid prin anumite zone ca să scape de ele. Pentru că în spatele sau în zona aceasta e un business foarte mare. Cei de acolo câștigă foarte mult pentru că scapă de ele, aici primesc niște bani, mă rog, e o afacere. Sigur că trebuie să fim foarte atenți, legislația trebuie aplicată cu foarte mare strictețe și pedepsite persoanele sau rețelele care ne inundă cu astfel de otrăvuri. Noi trebuie să fim atenți. Așa sunt atente oricare, deci alte țări. Este normal. Acolo unde este un punct slab, lumea acționează așa. Deci noi trebuie să fim în gardă, să ne protejăm mediul atât cu produsele din interior, din țară, dar și cu cele care potențial vin din afară. Trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru că aici este viitorul nostru. Sănătatea noastră. Două minute până la sfârșitul jurnalului, ne anunță colegii. Programul Național de Redresare și Reziliență va îmbunătăți calitatea aerului. Asta ne promit cel puțin autoritățile. Cum vă uitați la această promisiune? Eu sunt mai pesimist în capitolul ăsta pentru că de departe nu am văzut măsuri care să includă un buget de cercetare, oameni pregătiți pentru a găsi soluții în a estima și pentru a diminua poluarea. Poluarea aceasta nu se diminuează doar cu măsori ceva. Sau dacă măsoară oricine cât ceva și introduce în teren, nu 10, 1 milion de echipamente. Nu are nicio legătură. Acolo trebuie să fie oameni competenți să descifreze ce este acolo, să aducă echipamentul care este adecvat pentru acea zonă. Una este în Iași, una este în Ploiești, una este în București și așa mai departe. Și acolo oamenii mai departe să măsoare pentru a înțelege ce este, pentru a lua măsuri. Doar a măsura și doar a investi în echipamente, lucrurile acestea nu rezolvă nimic. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații prețioase, de altfel, domnule profesor. Spor în tot ce faceți și vă așteptăm și cu alte noutăți. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți.